Bine v-am regăsit la un nou mirobolant episod, ei bine suntem înapoi pe Ratopia, un moment foarte așteptat de voi, în perioada asta n-am mai avut timp să filmez atât de mult, dar dacă vă place like-ul, blană, subscribe-ul clonțopelului și o să postăm din ce în ce mai des și Ratopia. Acum faza este în felul următor, suntem în baza mafiei, baza mafiei regelui. Și trebuie să avem o întâlnire cu împăratul Dani. Să vedem ce a mai făcut Prin Ratopia, ce a făcut el, ce a făcut împăratul Costin. Știți că atâta timp cât am fost plecat, au rămas împărați Dani și Marius Costin, așa că cu siguranță sunt ceva schimbări mari prin prin Ratopia. Voi folosi teleportul să mă duc imediat la suprafață, să vedem ce s-a schimbat, dar cred că mai bine, dacă stau să mă gândesc, mai bine să devin eu invizibil, știi ce zic? Hop. Ok, au ceva mișcări pe aici Așa și să mă duc puțin invizibil Să văd eu ce și cum Și doar după să mă întâlnesc cu Dani Nu uitați de mărciublană pe nocivanu.ro Unde găsiți mărciu, nocivanu împărat Și multe alte modele Nocivanu on fire, nocivanu un milion de abonați Și așa mai departe Hai să vedem ce schimbări sunt prin ratopia Și uh, să ne întâlnim cu Dani Și să vedem dacă cumva au mai venit oameni noi Dacă au plecat, chiar sunt curios tot ce s-a întâmplat și ne teleportăm, dar să nu știe nimeni, la suprafață. Să sperăm că... Sper că am distrus patul ăla. Bun, 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 bun. Suntem în Ratopia. Dacă mă dădea din nou în orașul Wardenilor. Ai, ai, ai. După o grămadă de timp, după 10 zile, după 8 zile, câte au trecut, că nici nu știu, suntem înapoi în Ratopia. Wow, wow, wow. Ok, deci clinica este încă aici. Nu știu dacă sunt ceva modificări făcute la ea. La casa mea nu vreau să mă duc, vreau să mă ducă Dani să-mi prezinte toată casa pentru că din câte am convenit eu cu el înainte să plec, știți că i-am dat niște tascuri cum să-mi decoreze casa, l-am și plătit și sunt extrem de curios să vedem prima dată cum arată, nu m-am uitat la episodul lui, deci chiar n-am nicio idee și de bea aștept să fiu surprins, să sperăm că voi fi surprins. Ok, casa lui Sinner pot să jur că nu arăta așa. Se distruge pe zi ce trece. Vreau să mă duc până la castel, să văd dacă e totul în regulă. Pe aici nu văd să fie nimeni. E ceva lume online, deci avem șansă să ne întâlnim cu multă lume. Dar vreau la castel. Repede, repede. A, da, și le-am zis să facă ceva construcții noi. Și cred că asta este una dintre ele. Deci va trebui să-mi prezinte foarte multe. Dani, de bia aștept. Trebuie să ne întâlnim și cu Costin să vedem dacă ne întâlnim azi. Da, deci castelul vă arată la fel și v-am zis, fix sub uh, zona asta sub camera asta este încă o cameră clonată care este baza mafiei. Încet încet dezvoltăm și mafia, avem tot ce ne trebuie, pur și simplu avem orice pot puteți să vă imaginați vreodată. Hai să mi pun totul pe mine că nu mă mai ascund. Am vrut să văd dacă e cineva să l trolese ceva. Deci am tot ce ți-ai putea dori vreodată. Mai ales aici. Stai un pic că nici nu am cartea bună la mine. Asta la altă trebuie. Deci am toate vrăjile din lume. Aveam Sonic boom care... Ia vezi-l. Bum! Dacă i-am dat una lui Dani așa, l-am culcat definitiv. Avem toate puterile posibile. Și eu zic că suntem deja invincibili. Îl așteptăm pe Dani să ne prezinte puțin schimbările. De aștept. Sper că vă era și vouă dor de la Topia și să... Postăm din nou cât mai des posibil. O stătea liniști și ia vezi. Dani e exact culoarea ușii de la intrare, gardului de la intrare și nu l-am văzut. Apropo, sunt invizibil. <laughs> ce face mă, Dani? A zis că ne întâlnim la casa mea să-mi o prezinte. Opa. E cu auzi mișcare. Opa, mă știi aici, mă? Poate crede că e pisica. Vreau să vedem ce face Dani. Înainte să-mi prezinte el mie casa, ce... Stai chiar să se bage direct în mine. Ok, pot să văd deja din exterior. Hai să ne uităm și noi aruncăm o privire. Gardul e diferit. Casa e roșie, așa, mamă, ce fainei. e. Vezi cea mai tare casă din Ratopia. Pe exterior măcar, nu știu cum e în interior. Acolo mi au promis că îmi face un beci și văd o ușă. Dacă știți voi, înainte erau scările și erau alte intrare acolo. Stai mă, mai făcut în. In... Văd că mai e o ușă. Să fie un soi de balcon? Sau ce vrea acolo? În fine. Bun, bun, bun. Hai să dăm noi aici o roată rapidă. El e în casă, nu vreau să-mi stric bucuria. A, o extins și afară. Mai știți că i-am zis că poate extinde? Mamă, grătar! Ok, tare rău de tot. O să mă prefac că n-am văzut nimic? Sau să... Să-l bântuim puțin pe Dani. Ok, ei se plimbă. Ce să-i facem? Aruncăm aici un morcov, fii atent. A, dar nu... Nu intra, mă? Cum nu intra, bă? Ok, fii atent, vreau să iau un morcov aici. <laughs> pe aici trebuie să vină. Ea-i vede? Ce prezinte el acolo. Pun pariu că deja e pe episod. Hai, bă, faci mișto. Nu spune că se duce pe partea asta la altă. A, ah, i-o luat. <laughs> Bine, mă, Dani. <laughs> nu înțelege nimic. Băi, Costini, ești pe aici? Ce are cu Costini? Ce deci au făcut ei manevre, lasă că am aflat ceva. De ce l-ar căuta pe Costin? la casa mea. Ești plantat aici, morcov, ce se întâmplă? Ăștia au locuit la mine acasă cât timp am fost plecat, mă, fii atent. Fii atent de nu. Ia stăm așa. Mi se parea că cineva e cineva acolo. E este <laughs> Bau! <laughs> am ursat, să te sperii, da. Ai de un milion de ori ai venit în coace și încolo, în coace și încolo. <laughs> da, <laughs> a, a, tu eu tu am aruncat, -te -te uh, aștia pe jos? da, eu am aruncat tu semn, da, mersi. și am aflat da, o informație împăra, mă rog foarte importantă, Dani. De ce-l căutai tu pe Costin așa, la, mine a. A. la mine acasă? Păi am crezut că e pe aici, dar stai așa cum adică la tine acasă, tu n-ai citit semnul? Scrie pe puteam să jur că n-ai citit și scria nu cum adică? <laughs> Fără a, din ăstea, a, domnul împărat. Ne iertați, domnul împărat. Ne bate în joc aici. Așa, acum. altceva, altceva, da, da, da. da. Bun, altceva să nu scrie. depășim totuși momentul, pentru că aveam o întrebare. Cum de el căutați pe domnul Costin la mine acasă, domnul Dani? Păi nu-l căutam la tine acasă, expre, întrebați-mă așa, m-am gândit că poate e pe aici, pe lângă, dacă mă aude, să-l întreb Ceva dacă a plantat spune el mie că pe jos. atâta timp cât am fost eu plecat, voi ați locuit în casa a. mea, pentru că de aia căutai, pentru că n-ar mai fi trebuit să fie aici, dar te-ai obișnuit să fie aici. mă voi să Nu e adevărat. Nu. Uite ce Unde-i costina? acum? Dacă pe doarme strade. pe aici. Nu știu. Nu doar pe aici, n-are cum să, pești, cu stincu, să Bun, doar pe aici cu Bun, hai să facem prezentările, că sunt curios rău de tot. Deja din exterior mi se pare genială, n-am ce să zic. Îți place? Da, Îți tare place rău de tot. Împărat? Cea mai faină casă pe exterior momentan, că n-am văzut pe interior. Păi Și nu, nici nu m-am uitat la zi. filmări la alea ca să... Deci chiar nu știu Da, cum pe ca, să, ca să nu ți spoiler, oricum. E nebun, e... e... Eu zic, deci de știi eu zic cu mie că e vine să, să nebunesc. 10 din 10. Uite, așa vine să fac. A nebunit de tot Dar dacă n-a nebunit ca a nebunit A nebunit I-a luat mințile vacanța asta Nu știu unde a fost Nu știu unde a fost În ce vacanță a fost De i-a luat toate mințile Dani, mă auzi? Toate mințile Ți-ai luat toate mințile Ți a luat vacanța asta Băi omule, băi Vai de capul meu Băi Doamne, nu mai dacă mi-ai dat în ureche, nu mai au nimic, aud surzind acum. Unde te Gata, nu mai, gata, gata, stop, 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 gata. Voi am doar aici. să băi mă flexez cu, cu spelurile, atâta tot. Băi, dai foc la casă, ah, băi, Da, cât timp am fost plecat, tău. am făcut rost de multe chestii. Uite, vezi sabia asta? Da, e fain. Ok, folosește-o pe mine când zic eu. eu. Fii folosește-o pe a, mine așa, când așa, îți zic așa. eu. Uh, hai ah, să-mi iau și o Măcar atât. Măcar atât. Fii atent cum facem. Dacă, dacă, tu mă omori pe mine în 10 secunde cu sabia... 10 secunde, Așa. da? Eu doar stau Așa. pe loc. Îți dau 1000 de galbeni. Zi adevărat. Dau eu 10 start -ul. secunde? Da, da, stai un pic, stai un pic. Dau eu startul, da? mai da. Ok. 3, 2, 1, start. Ai, că scam bagi joc. Păi ce are mă asta, păi are. Care că mă... trec secundele. Nu, de cu orice sabie ai, vrei. Hai, să mă că poate să treacă aici nebun. Dai cu ce sabie secundi. vrei, nu că n-ai. Na. A, nu-i de la sabie. <laughs> mă, păi ce ți-ai făcut, mă? Bă, dar tu unde ai fost în vacanță? În, în unde te-ai dus? Fii atent, am fost în, ai adus călugări, în uh, orașul uh, Wardenilor. Ah, am bătut vreo 10 Warden pe puțin și am frat tot ce aveau ei acolo, da. Păi și le și puterile, super puterile? Practic da, dar dăm -mi și mie, te rog, să abia înapoi că... A, asta se confiscă că m-ai omorât. În fine, uh, hai să-ți prezint. Da, mă, glumesc, nu iau. Nu, nu, gata, gata. <laughs> n-am vrut, dar nici n-am mai vrut să mă, mă opresc. Am zis un pic prea târziu. Aici că am fost vina mea, acum că am zis... Da, n-am vrut să mă târziu. mai opresc, că am vrut să sară puterile warden -ului. Nu, mai că le-am văzut de vreo trei ori, deja m-am și plictisit să le mai vă las Bun, Dani, uh, hai să vedem, că deja sunt prea mulți Dani pe aici uh, Deci fii atent, fii atent De ce, ce, de ce ai întâmplă? decorat cu Dani? Adică, da, îmi plac Dani, uh, dar de ce ai decorat tu le -ai pus, cu... Tu le-ai pus ah. acum, în toate decorațiunile astea Bun, hai să, <laughs> în fine. să vedem, da Hai să o luăm de aici de la început, deci când intri așa frumos pe portița asta în față, te duci în casă, în stânga, te duci... Stai un pic, pentru cel mai bun împărat din Ratopia, cadou de la Costini. Asta era cadou meu. Eu în primul rând, din am reușit să iau doar un galben și în al doilea rând... A, mi-ai pus mai mulți. Mersi. <laughs> N-are nimic bonus. Profit. Dar ce vine, mă, Costin, cu 20 de galben la mine? Asta e cadou? Și-o bătut -o joc. Eu cred că Costin a vrut să-și ceară scuze prin cadou ăsta, dar îți povestesc după ce ți-a Dar gestul contează, cum adică pentru ce să-și ceară scuze? A, ok, vorbim după, da. Contează. În fine, deci pe aici intri în casă, pe aici intri tot în casă, dar într-o altă locație din casă și în partea stânga drumului, după care facem dreapta, facem un conjurul casei, avem cea mai a, importantă de aici piesă. Ah, deci pot să beau apă. Hmm. Da, și aici poți Bă, să faci... <laughs> de ce mai lăsat să beau apă de aici dacă e fix wc lângă? A, ah, deci păi, asta era chiuveta, tu da. Tu ai vrut, gen. A, asta e pic să clătesc gura în ploaie, bun. Continuând, da. Dar, dar, dar. În fața ai grătarul, ești singur om din, din uh. nostru care are grătar Gratar Și poți aici chestii Exact, uite am pus și cărniță, e proaspătă Hai că no, e Eu preaspătă. cred -ați că asta cu voi, grătar aici Și v-ați distrat, ați dormit la mine în casă, ați dat petreceri Hai să fim sinceri. Nu, este adevărat. Aici s am adus niște pești pescui. Mă lasă pești. Pe voia să iau. Cum a... deci, pești mei, dar n-am voie să iau. Păi nu, că sunt pentru grătar. Tu ce vrei să faci cu ei? Aha. Păi să-i mănânc. Păi ne pot să spun. No, nu, nu, nu. No, cred că doar nafie. carne. Ia uite cine e aici. Ia. Bă, poți să știi, am și uitat. ai avut grijă de ei, nu? Aha. Normal. Nu vezi că le-am dat apă, le-am dat mâncare, le-am dat de toate. A, făcut și si uita casa. că n-aveau casele adică? lor, băi, aveți vezi. Păi eu, eu locuiesc păi. aici, de acum. A, bun, pe păi și eu locuiesc în asta mare. Atunci să nu mai intrim. Hai și... să depășim gloma <laughs> aceasta. Bun, deci l avem pe Șanu, da, deci patrocle, făcut. frumos. Exact. Păi și... Stai un pic. Șanu. Patrocle. Mai era un cățel, unde e? Nu știu, ăștia sunt singurii câini pe care eu i-am găsit în casa ta când am pășit în ea, să știi mm -hmm. Glumeam, era doar Ultimul... un test A, bine, tare, tot. A, mai aveai o găină, dar nu vorbim despre ea Nu! No! <laughs> cloșca de aur, no way Nu, nu știu ce s-a întâmplat cu cloșca Tani? ta de aur, să știi Dude, n-a fost vina mea schimbam no. la, la ușă eu nu pot și să cred. cred că a ieșit afară. Deci eu nu, nu pot să sigur. cred. Eu, eu, nu pot să cred ceea ce stai să zici acum. Cloșca de aur e de la începutul satului cu mine. Mereu mi-a dat de mâncare când n-aveam. Nu poți să-ți dai de mâncare, poți să să-ți dea doar ou. Pe care le mănânc. Tu e mănânci ou crude? Un Dacă n-aveam grătară. <laughs> Tare, Fii atent. Sunt șanse să fie în casă, poate cumva a apărut înapoi și n-am văzut eu. A, da, mă gândesc, sunt exact. șanse 2%. Nu știm exact, Intra aici. Ba, intră tu primul. Intră tu primul. Da, eu nu intru într-un beci pe care l-am văzut în viața mea <laughs> primul niciodată, mă. Ok, haide. Ia da, uite, stai un pic. Ha? A? A? Vezi că eu sunt pe bune inginer constructor. Uite ce uși ți-am pus. N-ai avut uși de-astea în viața ta, gen. O chiar da, tare rău da, de tot goale, pe bune Păi ce voiai să spună Nina? uite, poftințe, l-am umplut pe ăsta, deschide-l pe ăsta Bă, <laughs> mersi mult de tot <laughs> Deci, noi vale, bine ai venit în beciul tău Ăsta este beciul tău unde poți să-ți murăturile pe care le faci Beciul împărătesc uh, Nu, domnesc Beciul împărătesc, da O să, probabil, trebuia, trebuia să-ți pun niște șobolani pe aici în câteva A? luni probabil o să apară Că nu o să deschizi beciul ăsta Dar Eu ți-am făcut beci Ca am zis că o să fac beci Și aici ți-am pus Ăsta este Cum se numea mă că am uitat acum Nu mai știu Este uh, chestia în care se ține uh, După ce faci Ce cu cu alea. Cum se numea mă Că nu mai știu mă Am uitat în fine Puneți ți apă că n-are nimica Bun A, e mă tăi, Stai că eu stau să faci niște Nu poți numai în asta merge. Pâine. În fine. Aici ți-am pus dacă vrei să stai vreun M ceva, ți-am adus mașina asta de tăia Ok. Lemn. A, asta e damigiană sau ce? Așa o damigiană, bravo. Bravo, bravo, bravo. Mersi, știu eu ce ai pus tu, ok. Asta, asta este un, un de la... De aici, la dacă tău, ești, tău, ești prea Prezent O ai uitat tot Deci dacă stai prea mult lângă Damigiana Aici să poți să stai un pic jos da, am înțeles. Dacă stai mai mult lângă Damigiana Ajungeți ca mine să nu mă știți Așa, bun Fine. Deci mi-ai pus Acel ceva aia, care aia. se folosește la așa Ăla se folosește Coval. la celălalt Nicovală care Nicovala, se folosește Ciucovala. la da bun. Așa, ți-am pus el mai Crei tare tu... Room tour, tour. Aici e multă apă, că e umiditate Că e beci, n-am ce să fac Asta ok, este. Da, într-adevăr. Și aici. Dacă ai observi, ți-am pus preșuri și aici. Ți-am pus un preș cu inimioară uh -huh, că te iubim uh -huh. mult rău de tot. Și aici ți-am adică pus alt preș. Te iubim, păi stai, deci te mai ajutat cineva? Păi nu, dar vorbeam în numele tuturor. Ah. Pe toți te iubim, gen. Deci e un preș roana. de împărat, așa, știi? Păi da. Ce frumos. Acum, haide. Uu, toate se deschid așa. Ce da. frumos, bă. Deci ai zis wow. la primul etaj să pun verdeață. Și verde. covorul verde, ia vezi -l. Păi da. Uite, aici stă nociv seara și face contabilitatea, câți bani am casat, câți am pierdut. câți am luat din împărăție, câți... Cam da. mă, ce? A, apropo, vezi că am pus niște bani la împărăție. 150 de galben mai exact, i-am pus acolo unde mai arătat tu, că am vândut niște cărți de mendic. Păi, bă, Dani, ok, da. Gen, a murit bugetul de Da, ce? Eu v-am dat vouă câte 400 de galben sau ceva, sau ceva. Pe acolo. A, da? <laughs> e, lasă că n-are nimic. A făcut vreo construcție prin Ratopia? Da. O să okay. te duc imediat, dar stai să terminăm bun, aici. Bun, fiind, bun, că bun. nu, că n Deci, ăsta este parterul, da? Și acum la etajul 2 e destul de important să urci cu spatele și să nu te uiți. Stai un pic să mă uit, Aici unde ies? De ce aș ieși aici? De deci ce unde? niciunde, dar m-am gândit ca în cazul în care uh, ți se face prea cald sau vrei să deschizi cumva ferestre și ți intre mai mult aer, doar faci așa. Mă, eu credeam că e un balcon ceva ăsta. Să fie balcon ăsta, ai acoperișul de la ușa de jos, de la beci. Păi puteai să-mi zici că mi-ai făcut și balcon în banii aia. nu, nu ești pe marc. Ah, mulțumesc, Dani, apreciez. Adică nu ți-am făcut balcon, dar 80 de galbeni în plus te costă. Ah, da, 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 lasă că te plătesc plătesc altă dată. Așa, haide, ușor. Ușor și după ce ai urcat, te uiți cu privirea în stânga. Ia uite. Bă! <laughs> Mașmalandrele! Yo, <laughs> ești genial! Deci doar, doar acvariul ăsta, aici o să stau. Doar Agvario ăsta merită toți banii pe care ți i-am dat oh my God. Yo, cât de genial Mi-ai zis că vrei, mi-ai că vrei agvari, așa că eu m-am conformat și locul ăsta este special Și dacă se uite cineva de afară, le poate vedea oricum, de. se văd și de afară Bă, cât de tare <laughs> Yo, Zito. genial, chiar tare Tare rău da, de toți Aia aici, aici un tablou Exact, ești un om cult, uite, ți-am adus cărți multe rău de tot Să citești What? Stai, chiar pot să le iau da, am dat la mișto că-i greapta Dar așa, gen <gânt> aici a, un lucru ia uite, Mending, Fortune 3, mă de ce ai pus de astea? N-am pus mă Mending, ți-am pus Mending <gânt> Hai că ți-am pus Mending, dacă Hai că eu știu ce am pus in meu că m-am uitat să nu-ți las Imediat azi, le luai, era o carte în minus <gânt> <gânt> Aveți piramida aici Ah, piramid okay, ai a... exact, exact, mele să-ți pui, da, eu ți-am păstrat cufererea, nu ți-am furat nimic, nu am luat nimic nu asta. Nu se fără absolut nimic. Și aici este dormitorul tău reconfigurat și refăcut pentru Pot. tine, gen. Deci, foarte tare, dar... mă mie îmi pat king, pat împărat. A, cum adică pat king? Mai păi trebuie încă pat, un pat, pat roșu. Doamne, păi și de unde să-ți dau pat roșu? Băi, deci eu aveam dita mai patul și tu îmi pui două paturi single. și că mă pedepsești, mă bași la închisoare. Atât ai avut un pad ăsta așa de unul pe unul, nu-ți mai ajunge împărate, nu-ți mai ajunge Hai mă, ca un Hai mă măcar să le unim așa, un dar tot, un tot un e un la un mișto și așa bine, cu două locuri. Bine, cei drept arată mai bine cu trei. Dar stai mă că ți-au uite, te, te, te -ți tu picioare de aici, na. A, a e bine? A, scrie bine așa, așa, da. Dar bă, gen, eu <gânt> doar tot timpul pe patul din mijloc și după aia mă întind pe părțile celelalte, știi ce zic? A, eram pregătit să te întreb cine dar stânga și în dreapta, dar nu te mai întreb. nimeni. Nimeni, Tare, da, deci cam asta e casa domnului împărat. Bă, genială. Cum e e place? pur și simplu genială. Îmi da și un Îți vibe, bași. nu știu, japonez cumva sau nu știu, dar pare un vibe asiatic. Da, mie îmi dă un vibe cozy, dar da, merge și un vibe și asiatic. Și este și și super cozy, categoric, exact asta am este cerut. Mic. Dar e tare, e foarte tare. Îmi place așa enorm. Deci că e un soi de templu, așa îmi dă vibe. Uite aici am greșit un pic ăsta. Mi-a luat teh mie înapoi Așa, ai zis, și, și de, de la distanță minte. vine totul la mine. sunt greșit. Aici, dacă ți-ai aducem minte, erau pereții drepti, făcuți ca sus, gen. Dar mm -hmm. am adăugat aici un alt, un alt soi de lemn, pe mijloc, așa. Da, relativ, mă place nota 10! -ai... Hai, lasă, vrăjeala! Hai, mă, da, lasă. Arată-mi și bine, mie -ai, ce... ai, în ai grijă, să semn... Ai grijă, semnat X? Ma... ce? Bă, dar fii atent că am primit o carte! Care primit? Nu știu. Stai să vedem. Nu stiu, am un spet, dar nu știu. Bă, bă, zi, bă nu știu. Numai că iar... Bă, nu mai gata. Nu mai gata. Oh my. Hi. Ce e asta? E e gaura neagră. Bă, a luat zomb zombarău, de acolo, de acolo așa. Bă, uh. ce mi-ai făcut la casă? Are update Tot casa? Eu, <laughs> nu. A, bine, asta este o căsuță, i-am făcut ultimul soft la căsuța asta. Acum se pune, este o lumină de asta, așa și care de se pune pe lanternă. Bă, dar eu am o e, carte magie faci? interzisă. Am găsit-o aici. Deci fii atent, cred că a fost cineva invizibil. O scris chestia asta și cred că și-a aruncat cartea din greșeală. <laughs> Dar are nimic ce ai găsit al să fie. Eu nu-i mai, dau înapoi. Tu zici că trebuie să vină ai, -ai -o -o. și să... Hai că ți-am dat-o ție. Trebuie să vină <gână> și să recunoască. Bă, cine avea? <gână> tu tu avea carte de asta. Tu, tu și Stefan. Ah, Ștefan. Și să fie. Să fie încă păi, și -a 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 aud, -a -a aud, aud, pe cineva aici. Îl auzi? Uite, 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 frisbee, asta, uite. Frisbee? Uite, aia? Acum e pe aici, care ești, arată-te Arată-te Au, ai auzit? Mă, ce? Ouleu oh, Am încercat m și, și eu să-l prind <laughs> Mă, Pare care ne urmărește, mă? Astea. Deci de ăștia sunt pe aici Și dacă da. îl prind. ce faci? Pe ce, ce faci se, -ți se ține de farse pe aici? E aparent, da. Deci jur că nu e mâna mea, domnul împărat. Băi, n-ai cum să fii tu dacă ești lângă mine Dar oricum, cartea asta se confiscă oricine ai fiți mulțumesc pentru o putere nebănuită Se confisca oricum că gen n-aveți voie cu așa ceva în împărăție Hai domnul Dani Asta e A, domnul prate, am uitat să vă arăt o chestie importantă Știți că aveți aici, frumos, portița, da, pe care intrați Ei bine, aici în spate mai aveți o portiță pe care ieșiți în cazul în care sunteți fugăriți sau căutați aici. Portița din spate, gen Nice și mă ascund Ii în beci dacă teren. e să fie problemă. Da, și la teren am, uh, cum ați plătit dumneavoastră la împărăția acolo, am făcut uh, cum i-ați spus, nici nu știu câte blocuri sunt, dar s-a adus, adus frumos. Da, 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 păi am plătit că ai plătit e, acolo, că am da, plătit, da, că da, ai plătit, da, că, da, da. că am plătit, că ai plătit, da, da. <laughs> <laughs> Hai, veniți cu mine să vă prezint ce s-a mai întâmplat, domnule împărat, augă că m În Încerc să prind șobolanul, că dacă îl prind după aia îi vedem corpul instant, știi? Deci, domnul împărat, vreau să vă spun că piesa de rezistență în momentul de față se află fix în stânga dumneavoastră. Dacă vă uitați la semnuri, ratopia este cel mai mare lucru care s-a făcut vreodată în oh, <laughs> acest O, să venit. dureze prea mult să vii domnul dacă împărat, dau iar spelul. Domnul părat, bine ați venit în noul sat. Bă, dar mă acolo cum. și jur că nu l-am văzut, adică era ceva cu alb sub topia, dar n-am băgat de seamă. Deci n-ați mai fost până <laughs> acum niciodată în Ai ratopia Ai distrus împărăția! Bine ați venit în ratopia la J Vegas. <laughs> Doamne, asta, -ți dorești, bă, asta ți dorești, de când am venit noi de pe croazieră și știi ce? Exact. Nici nu o să mă supor și o să rămână așa pe veci. Deci dacă pe tine te face fericit, ești prietenul meu, lăsăm așa. Mamă, nu pot să crede, ești cel mai fericit copil de pe planeta a Dar deci nu înainte de asta. Mai fericit ca mine, doamne, doamne. Nu mai... <laughs> Bă, și-o meritat-o. A, mă, serios, Las Vegas. Dar lăsăm așa, dacă lui îi place. Las Vegas. Uite-te Vă place? Oricum lăsăm. Și dacă nu vă place și dacă vă place, lăsăm oricum pentru că, na, e special pentru Dani. Ia începe, ce are Dani la el? Aha. Vedem ce mai are el pe aici, așa, hop, hop. Hop, mamă, ce de cărți are. A, tare. Domnul împărat, asta, asta a meritat. Pentru faptul că am lăsat semnul acolo, pe asta mă bucur că am încasat-o, nu mă supăr, nu mă supăr. Da, de zic măcar să am și eu, o bucurie. <laughs> Cum am și eu, Ratopiara la Vega <laughs> Ce Haideți cu mine, domnul împărat, să vă prezint ce s-a mai întâmplat Stați și un pic, că nu știu dacă N-am intrat bine, veniți după mine Ca să mergem pe drum, domnul împărat, aici Stai un pic, eu mă uit după șobolanul Care sigur e încă după noi Nu mai e nimeni, domnul împărat Da, Hai nu mai e nimeni, atât. mi aruncă Direct o gaură neagră Cea mai puternică vrajă pe care o am eu în momentul ăsta Și îmi scrie A, Ai tine. grijă, semnat X Cine o fi X Uh, nu știu să vă spun, sincer. Chiar nu știu, dar știți unde am ajuns? Bă, ce asta? Am văzut-o de la distanță. Ia uite ce scrie acolo. Secția de poliție. No way! Uh, Și acum păstrăm asta doar pentru uh, un e fix lângă. Exact. Tare rău de tort. M-am ținut de promisiune. Ți-am spus că o să fac. Am făcut. Și... Pentru că n-am intrat înăuntru, acum este prima oară când intru, am lăsat șerifii, am lăsat cărți șerifilor și ne-am spus, pentru suma corectă de, nu mai știu câte erau, 30 de galbe, 35-40 de galbe, nu mai știu, ne-am zis să se ocupe de interior și aparent s-au ocupat. Ok, -a da, -a e, e aici. drăguț. Deci e prima oară când voi și eu că n-am mai Deci acolo fost e birou acolo. unde depui și tu plângeri și alte chestii. Așa, Astea după care aici așa. este meeting room-ul. Aha. Exact. Aha, Da, suficient Adică n-ai nevoie de no, mai mult de atât okay. Și știm și cine a decorat pe aici Este domnul uh, șerif șef Mateescu uh, Bravo lui, felicitări Mereu am exact. avut încredere În domnul Mateescu și cu ajutorul lui Practic am devenit împărat Și cu ajutorul lui uh, A, da? Da Nu te mai votezi ca împărat uh, Hai să mergem, că tot ești aici Și acum ah. și cu mine să mergem până la o domnul O afirmație Matesc. foarte domnul suspectă, te, domnul Dani. Cum să nu te votez mai nebunit? Bun, două construcții am zis, deci asta ar fi una, hai să vedem și pe a doua. Care două construcții? Te am vorbit două construcții cât timp sunt plecat. Păi ați vorbit două construcții, dar n-ați vorbit cu mine. Eu v-am spus că fac secția, vă fac casa, mai departe păi și vorbiți -o cu un împărat. Pai nu știu, trebuie... A, Costinii trebuia să se ocupe de gard, dacă mi-a bine aminte. A zis că să se ocupe de gardul. Hai să vedem gardul, na. A, bun, Ei, bun. Uh -huh. Da, foarte modificat gardul. E exact la fel. Sunt destul de sigur că nici măcar nu e gata gardul. Dacă... Că am, verificat cam și nu era cam gata. Dar uh, da, o să am o discuție Costin. Costin da? uh -huh. Mi-a spus să nu vă supărați pe el deloc că o să se ocupe. A, o să se ocupe, bun, bun. Dar mai o am o întrebare, se domnul Dani. cloșca, ce facem cu ea? Adică, nu mai am cloșca Care de aur. Găina mea din casă. Cum să nu, domnul, to și toate cloștele sunt la fermă. Mm -hmm. Dar nu putea să luați una, să o pune, să o numiți cloșca de aur. Adică, măcar mă simt și eu bine. Deci, domnul împărat, dacă chiar vreți, pentru liniștea dumneavoastră și pentru că îmi lăsați ratopia la Jvega și în pace, o să mă duc personal și... și, promit că o să refac traseul cluștii de aur și o găsesc cluștii cloști. Ok, de aur. și o numești și tu Cloșca de aur V2 că... Nu o numesc, ce să o mai numesc O găsesc direct pe original Da, mă gândesc, mă, mă gândesc că O găsești, da, da, da Deci domnul împărat, mă transform în cocoș și mă duc după Cloșca Nu există <laughs> Ok, domnul Dani <laughs> <laughs> Un pic am prea multe informații Dacă mă întrebați pe mine pe păi și Unde ce alte modificări, modificări mai sunt În Ratopia Cam am lipsit totuși 10 A, băi, zile. Ah, da, modificări, modificări. Am vândut niște cărți de mending după Toa, cum v-am deci mai lenei și împărați. <laughs> Noroc deci, că, deci dacă că nu făceați nici măcar secția aia, era jale. Deci plotul lui șeriful Matescu. Cât să-i lăsăm, doamne, că nu mai știu cât am zis că... Ai, lasă că-i las... 20... lasă așa, 74 să fie de capul lui. Dar știi că, că eu am zi. pus și 29, nu? Nu contează, Asta e acolo că E considerat direct de la tine Ce-i în spate aici? Opa. Piatră funerară? Ce scrie? A, nu mă, e peretele abonaților a -a. Ok, tocmai ai zis că e piatră funerară Se taie la montaj Matescu, dacă vezi asta, nu, că e o... Da, eu mi-am dat seama. Nu, e seama. că nu e... Nu e piatră funerată, e un pietroi e... funerat. Bun, ai mult situația, Dani. Îți mulțumesc. Da, bine. Măcar acum o să șerif, fie mai supărat pe tine șerif. decât pe mine. Da, eu sunt, domnul, domnul șerif. Domnul împărat. <gânt> să știți că nu s mai. mai... A, s-a mai întâmplat ceva substanțial sti 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 asta aici. era de sti 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 o să nu mai sti da da nu mai sti s sti 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 intrăm la Luca în cas. Ok. Ce scrie aici? sti este rugat A. să vine urgent la sti ce ați avut, mă, cu Luca? Da, se prea poate să fie goală casa lui Luca. Păi, dar de ce? Că doar ce-o da. revenit. Păi, se prea poate ca Luca să fie plecat din Ratopia. Păi, de ce a plecat? Păi, a plecat din cauza faptului că mi-a spus că nu se mai simte bine aici, că nu mai vrea și... Eu am zis, ok, dacă tu vrei asta... Păi și tu l-ai lăsat așa să plece. Păi, da, eu am zis să-mi dea casa înapoi, că e casa împărăției. What? Păi și dacă pleacă, ce de ce ei tot mai tot cere casa înapoi, cu oricum rămâne? Păi rămâne acum, că n-am eu ce-mi trebuie la mine să mă ocup de ea, dar nu să mai rămână mult timp. Mă stai un pic, din a... ce motiv a plecat Luca? A plecat el așa? Păi ce ce ți-o zis când a plecat? Nu mi-a zis absolut nimic, adică mi-a zis că nu se simte bine ca... Na, că ești tu împărat. Ce Eu zic ce mi-a zis el și a aflat că, mă rog, îți dai seama că a văzut baza m-a fi distrusă și a venit și, și m-a întrebat pe mine asta că, cu noi? A venit să și m-a întrebat pe mine că ce s-a întâmplat, că nu știu ce, și am zis, băi, nu știu nimic, dar el nu a crezut și atunci a zis că el ar prefera să, să plece din, din și am zis, băi, eu nu te... A, poate are el ceva planuri ormă, cu mafia, cu alea, poate revine, mă, cine știe. Dar oricum Până trebuie la urmă să... i-am zis că eu nu-l obstrucționez, oricum casa Ce lui... bă, nu bubui casa, bă! Nu bubui. O dăm alt cuiva. De ce ar... De ce ar vrea Dani să distrugă? Dani, de ce ai vrea să distrugi casa? O dăm alt cuiva, unui alt om. De ce să o distrugi? Domnul împărat, am distrus-o strict, pentru a vă convinge că Luca nu o să se mai întoarcă niciodată. De ce nu s-ar mai întoarce? Pentru că nu mai vrea, pur și simplu. E ok, dar dăm casă altcuiva dacă nu mai vrea. De ce să distruge o casă construită dăm, cu greu? O dăm înapoi, dar am făcut asta ca să știm că în cazul în care ar vrea să se întoarcă, dacă cumva repară, tocmai ce am început eu să fac asta, sunt nebun. Și atunci lasă o dacă așa. Dacă cumva o repară, să avem un semn că noi știm că am lăsat o stricată. Ah, vezi că ești inteligent. Let's go. Păi, că el poate dacă așa nu știm niciodată când vine și când pleacă. E a golit casa, ok, și atât. ai că deci cine mai știe de pe care a lui Luca? Că vreau să întreb mai multe domnul, persoane să că, că poate știu ei mai multe detalii. Nu cred că mai știe nimeni, s-ar să fiu singurul care știe despre nici măcar Costin nu cred că știe asta. Ok, Dani, am încredere Luca în tine, dar e cam la suspect la că doar tu știi, doar tu ai fost cu mafia, scrie... Cetățeanul Burger este rugat să vină urgent la castel. De ce ar scrie chestia asta? Cine a scris asta? Nu știu, asta nu este un semn lăsat de mine oricum. Da, dar la castel, adică, în fine, ok. Hai să zicem... Da, eu, cu, eu cu el oricum ne-am întâlnit. O fi lăsat de Costin, poate... O va trebui să vorbești și cu costine. Într-adevăr, ai dreptate Bun, păi mersi foarte mult, Dani, atunci Pentru prezentări Mersi foarte mult pentru informații Deci acestea sunt toate schimbările, să înțeleg Luca a decis să plece a construit secția de poliție Mi-ai decorat casa Și cam asta e, nu? Și am vândut niște cărți de medic Asta e important Și am ieșirat pe cel mai important lucru Da, corect, corect Las deci Cloșca de aur, ea oare? Nu cred Ui, eu. ia ei? No way Nu cred Uite-o, uite-o uite, uite. Bă, nu pot să cred No Ce way, s-a găsit cloșca de aur Eu credeam că faci troll S-a găsit Doamne. cloșca de aur Trezirea Ratopia Mulțumesc, Ratopia, pentru invitație Doamne. Doamne, mă simt ca la concert <laughs> Super tare Păi și-o băgăm Bă, în apă de cu... cum. Cu nu, ah, nu că moare da. Ai, Nu Dacă nu stai aici, îți iau penele și îmi fac pernă din ele Doamne nu împărat, aș vrea să mă adaug o chestie la aplicarea lui Luca Da Gândiți-vă deci că noi nu știm absolut nimic despre uh, Siner Fugaru, nu știm unde s-a dus, nu știm unde a plecat, nu știm absolut nimic. Corect. Oana a venit uh, tamponată accidentată că și-a rupt capul și nu știa, nu mai știa absolut nimic. da, hai că cine o, cine o crede dacă e. Exact. Și dacă Dar ce s-a mai întâmplat cu Oana? A, ajuns. a fost la clinică, eu am plecat. A barnam de acolo, nu mai știu absolut nimic. Nu spune Crecă că s-a întors înapoi, gen. A, Chocmai păi clar, la informații. La... S-ar putea, exact, s-ar putea să fi venit la informații și cumva s-ar putea ca fostul împărat Siner să fi luat legătura prin Oana cu Luca să-l ducă de partea lor. Bă, orice e posibil, știm. dar oricum trebuie să fim cu ochii în patru, asta e clar. Exact. Știind din trecut faptul că tu l-ai refuzat pe Luca când ți-a propus să faceți o mafie împreună și așa mai departe. Uh -huh. El de atunci are ciudă pe tine. Acum venit poate o, o propunere din partea lui Sinner, gândesc că s-ar putea s-ar să... putea să fie la mijloc vorba de o trădare urâtă. Oricum, lucrurile care se întâmplă supere. în ultimul timp sunt oribile și trebuie clar să fim cu ochii în patru, mai ales pe cei suspecți, gen Oana, Luca, dacă îi mai vedem vreodată, trebuie duși de urgență la secție și interogați. Da, neapărat. Și să interagheze toți trei șerifi, că avem trei șerifi în, în, în Sătuc. Da, ok. și foarte că... mult, Dani. Mai vrei să-mi zici ceva? Nu, mai vreau să zic, mă vreau să mă duc să mă culc că e noapte Momentan nu încă opusit. nu facem Predarea împărăției la loc Momentan suntem trei împărați Până când dăm și de costin A... să discutăm cu toții Să vedem Păi nu știu ce predare, nu știu despre ce vorbiți Că eu știu că sunt împăratul, așa că mă duc să mă culc Da, s-ar și... putea să te trezești Fără coroana aia pe cap <laughs> <laughs> da, 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 okay, deci, te pui bine. să dormi în te trezești și toți ani. Și mă trezesc. De... <laughs> <laughs> Nu <-a> zis nimic. <laughs> Ok, o seară da. mirobolanta Dani. Mulțumesc da, foarte la mult la fel, pentru pop, tot. Genială casa. te pup, vecin, te pup. Acum zic vecinul, mai că suntem vecini, vorba Noapte bună! Bun, deci genial cum a făcut Dani aici, nota 10 din 10. Avem uh, curte cu grătar, cu tot ce vrem, avem birou aici să notăm, să chestii, trestii. Uh, ia vezi, avem și vedere în spate, ia uite ce frumos. Îmi place enorm aici, holul asta de intrare, bam, cloșca de aur, am recuperat-o, let's go! Avem tambureți aici, stăm frumos. acvariul asta, nota 20 din 10. Aici avem și patul, frumos, genial. Totul genial. faina și secția de poliție. Nu știu de ce a plecat Luca, n-am nicio idee. Dar poate o să aflăm noi. Adică ce i-a venit să plece a total random? Pam! Am plecat. Gen... N-are sens. Ok, eu găsit baza vandalizată de mine și de Dani. Dar care ar fi motivul pentru care ar pleca fix după asta? să fie implicat senior, să nu fie, n-am nicio idee. Dar vom afla, nu uitați de like-ul la blană, subscribe-ul la blană, clonțopelul, nu uitați de mărciu blană pe nocivanu.ro unde găsiți de toate, inclusiv modelul cu nocivanu împăratul, dacă vă doriți pe primul link din descriere, toate cele bune și pașpa!